Bună ziua, fraților, și bine v-am regăsit astăzi la un alt episod. Dacă vă întrebați ce e aici în spatele meu, m-am gândit că zilele de aici, de la domeniul Jigmond, să le facem dintr-o iurtă și din iurtă să vă povestesc cum a fost ziua noastră aici în zonă. Așa că, dacă sunteți interesat, stați pe canal și urmează. Pa! Ziua numărul 3 din episodul nostru de la Moradul Jigmond. Azi dimineața a fost o zi specială, am primit micul dejun foarte, foarte copios. Vă dați seama că am primit șuncă de capră, de oaie, brânză, caș, cărnați de oaie, cărnați de porc, legume foarte bune de aici din zonă. Au un gen de afine, dacă vi-l arăt, nu vi-l arăt mai bine, că dacă vă spun ce gust are, oricum n-o să mă credeți. Deci cei care vreau să încerce acest gem de afine, trebuie să veniți în zonă să vedeți cum arată gemul de afine, ce gustare, cum arată și ce gustare pe mâncărurile lor. Pentru că dacă l-aveți acasă, luați din magazin gem de afine, dacă nu e cu mâncare de aici, n-are niciun sens. Deci uitați tot ce luați din magazin, pentru că ce luați din magazin e altceva. Ce e aici e superb. Deci după ce am luat micul dejun, ne-a dus Levente, care este gazda noastră aici la moara lui Jigmond, ne-a dus într-o plimbărică până la stână. Și o să vă las câteva povești aici, din drumul nostru până la stână, ca să vedeți cam câte ni s-au întâmplat noi. Și dacă tot am fost la stână, am zis, hai să lucrăm puțin. Adică Levente ne-a pus să lucrăm, dar nu mi-a părut rău deloc. A fost o muncă foarte ușoară, am mutat staulul de oi, deci toată împrejmuirea oilor și a vacilor, am mutat-o cu 50 de metri în partea aia. Și mi s-a părut foarte fain, mi s-a părut nostri. Ale mají nám ostatní da potom, a proč tady tudy někdo rastě je funkoš buto, tam a skudně špidělní. Ještě ale atvení. Nem, nekem vole, je nádio sip. Jo, já si nori. Nori pisik, tak. To si kde po fejí lala. Din acest punct de vedere, vreau să-i mulțumesc pentru această experiență, pentru faptul că ne-a dus la izvor, pentru faptul că ne-a povestit despre zonă, am fost în pădure, a fost o zi super faină și mi-a plăcut foarte mult sentimentul. Mi s-a părut că sunt de aici, că lucrez în fiecare zi în pădure, că sunt cu oameni, că sunt cu animalele împreună. Ne-a povestit despre urși, despre lupi, despre cum se întâmplă aici în zonă toată treaba asta. Frica nu este mare, însă în fiecare zi poate să-ți vină ursul, poate să-ți vină un lup, deci trebuie să fii pregătit cu câini din ăștia de apărare a oilor, sunt câini speciali și ne-a povestit toate chestiile astea și mi s-a părut foarte, foarte fain să aflu toate lucrurile. Prima dată mă gândeam să postez poveștile lui, însă ce farmec ar avea poveștile lui dacă nu le-ați auzi venind aici și vorbind, ascultând, fiind zi de zi aici, luând pulsul exact al situației. Deci, dacă sunteți interesați, lăsați-mi un coment în partea de jos și vă spun cum puteți să ajungeți aici, cum puteți intra în contact cu gazda și cum puteți să vedeți cam cum arată în iurtă. Deci, cum arată în iurtă, uite așa arată în iurtă, o iurtă în stil vechi maghiar, cu piei, cu sobă de teracotă în mijloc, cu scaune. Mă gândeam ce team building super aș putea face aici cu niște oameni, ce oră de pictură s-ar putea face aici, și așa că vă las
până la ziua de mâine, când vă relatez prin ce aventuri mai trecem noi cu Levente din Moara lui Jigmond. O zi superbă, vă salut, pa, pa!